Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, dragi alegători ai circunscripției uninominale numărul 26 cu sectoarele Buiucani, Centru și Telecentru, în care în 24 februarie 2019 am fost ales deputat împreună cu o echipă de excepție de la Platforma DA și cu colegii blocului acum. Vreau să exprim recunoștință pentru mandatul pe care mi l-ați acordat în 2019, în speranța că în parte sau în mare măsură am îndeplinit și am realizat așteptările dumneavoastră, dar totodată țin cont și de faptul că a fi în opoziție în Parlamentul Republicii Moldova vă revine, indiferent că sunt eu sau oricare alt coleg, este o misiune foarte ingrată, deoarece, din păcate, până în prezent, opoziția este tratată cu multă reticență, iar în unele cazuri chiar totalmente ignorată. Și lucrul acesta contravine flagrant principiilor fundamentale ale democrației și ale drepturilor omului. Dar indiferent de toate acestea, încă o dată exprim alegătorilor din circunscripția 26 toată recunoștința, în speranța că noua componență a Parlamentului și viitoarea putere executivă va realiza toate promisiunile electorale. De asemenea, vreau să informez atât cetățenii cât și alegătorii din circunscripția numărul 26 că pe parcursul a 2 ani de zile de activitate legislativă am fost autorul și coautorul la 37 de inițiative legislative și hotărâri ale Parlamentului, în care, dintre care multe au fost adoptate, altele au rămas pe însertare din considerente politice, dar indiferent de acestea, aș vrea să mă refer la proiecte de legi care necesitau a fi adoptate neapărat și nu rămâne decât să-mi exprim regretul că n-au fost promovate în actuala legislatură, cea de a 10-a a Parlamentului, în speranța că următoarea legislatură va reveni la acestea. Și aici m-aș referi la proiectul de lege în care în toate documentele curente care există elaborate și promovate în Republica Moldova, terminologia de limbă moldovenească, această formulă caducă, ideologică și politizată, special lansată de către ideologia stalinistă și sovietică, să fie înlocuită cu limba română, cu un termen și o realitate și atât istorică, dar și lingvistică firească. De aceea, acest proiect de lege, din păcate, n-a fost susținut de către actualul Parlament, în care, în funcție de conjunctură, s-au perindat la putere cu socialiștii blocul acum și, ulterior, Partidul Democrat, ca în consecință să avem și cu grupul Șor și alte fracțiuni și grupuri parlamentare care s-au perindat în actualul Parlament. Îmi exprim profundul regret că, în calitate de inițiator al modificării legii cu privire la fundații, n-am reușit să promovăm această lege. Ea era absolut necesară în contextul în care cunoaștem foarte bine în campaniile electorale aceste faimoase fundații a lui Plahotniuc, a lui Dodon, a lui Șor, a lui Usată și multe altele,
distorsionau și compromiteau procesul electoral democratic. Să știți că, dacă eventual vă mai aduceți aminte, acest proiect de lege a trecut în prima lectură, a întronit numărul necesar de voturi, dar spicherița greceanului în stilul tradițional ce o caracterizează a trișat și a pus din nou la vot și evident unii dintre deputați nu mai erau în sală și a fost declarat ca netrecut în Parlament, în prima lectură. Trebuie să recunosc că am reușit în actuala legislatură să promovez în prima lectură două proiecte de legi, după mine, foarte importante și e vorba de legea cu privire la serviciu diplomatic și legea cu privire la actele de identitate, în parte cu privire la beneficiarii pașapoartelor diplomatice. Sper mult, iarăși, că în cea de-a doua lectură, actualul, noul Parlament, mai bine zis, care înțeleg că astăzi urmează să fie confirmat de către Curtea Constituțională și săptămâna viitoare să se constituie noua formulă, va pune pe agendă aceste două proiecte de lege foarte importante pentru serviciu diplomatic din Republica Moldova, dar și pentru o nouă politică externă, o politică externă activă, consecventă, coerentă, credibilă și previzibilă. Am stăruit asupra acestor termeni, deoarece aceasta, după mine, trebuie să fie noua orientare a politicii externe moldovenești și nu, îmi permit să spun un termen mai puțin diplomatic, oricum, dar o realitate, nu mârțoaga rusească de politică externă echilibrată pe care tot au vehiculat-o pe parcursul ultimilor ani de zile socialiștii, pediștii, pe urmă și alții, n-aș vrea să mă mai refer, ceea ce ar fi însemnat în realitate, politica externă echilibrată ar fi însemnat menținerea statul quo-ului actual în Republica Moldova. Ceea ce ar fi însemnat armată rusă de ocupație, rețele și scheme de corupție pe axa Moscova, Chișinău, Tiraspol și cu ramificații în toată lumea. De aceea, încă o dată zic că e necesar o nouă abordare și o nouă politică externă a Republicii Moldova. Deopotrivă, după mine și experiența mea diplomatică anterioară, s-a exagerat foarte mult vis-a-vis de beneficiarii pașapoartelor diplomatice. Pașaportul diplomatic nu e o chestiune de prestigiu. Din păcate, în Republica Moldova este tratat în acest mod, că, uite, domnule, e un funcționar de stat, neapărat trebuie să, sau un consilier la președinții sau la prim-ministri, neapărat trebuie să aibă pașaport diplomatic. În lumea civilizată și în țările democratice, în primul rând, pașaportul diplomatic înseamnă exercitarea unui mandat diplomatic. Evident că noua lege, și sper foarte mult să fie susținută în lectura a doua de către colegii majoritari, și aici e vorba de PAS, să mențină ceea ce a fost în prima lectură și să facem ordine și în lista beneficiarilor de pașapoarte diplomatice. Altfel, compromitem însă și noțiunea de pașaport diplomatic și de misiuni diplomatice care revin în exclusivitate, cu unele excepții, diplomaților, Ministerului de Externe, președintelui Republicii Moldova, premierului și președintelui Parlamentului, adică o listă cu beneficiari foarte, foarte restrânse. Cred mult și sper că aceste proiecte de legi vor fi promovate. De asemenea,
regret că în actuala legislatură nu s-a reușit și n-a fost acceptată, chiar ba din contră, a fost obstrucționată proiectul de lege pe care l-am prezentat vis-a-vis de anularea oricăror beneficii pentru foștii prim-ministri și președinții ai Parlamentului. Ei, vedeți, anual, conform legislației în vigoare, foștii prim-ministri și președinții ai Parlamentului beneficiază, după expirarea mandatului, timp de o an de zile, de pază de corp, de mașină, de serviciu, de alte beneficii care anual, doar întreținerea unei persoane, ne costă pe noi, contribuabilii, peste 2 milioane de lei. De aceea, acești bani, și le-aș sugera colegilor de la PAS, ca să pună pe agenda aceste proiecte de legi pe care le-am prezentat, fiindcă se vor găsi bani pentru majorarea pensiilor. Pentru cele 2000 de lei care sunt necesare, e o cotă modestă, dar și de aici vom găsi și veți găsi bani pentru a asigura un minimum de decență pensionară, să zic așa. E bine, odată cu expirarea mandatului, și atât prim-ministrii foștii și speakerii revin la normalitate. Nu mai au nevoie de pază de corp, de mașini, prietenii, soțiile păzite, casele, deoarece majoritatea lor, absolut toți, v-au spus că ei au făcut doar lucruri bune. Unii au spus că drumuri bune doar au făcut. Dacă au făcut doar lucruri bune, n-au de ce să se teamă că cetățenii se vor război pe ei. De aceea sper mult că se va pune pe tapet și vor fi adoptate aceste proiecte de legi. N-aș putea să trec cu vedere și un alt proiect de lege pe care l-am propus. E vorba de o situație similară cu foștii președinți ai Republicii Moldova. Vedeți, conform actualei legislații, fostul și foștii președinți beneficiază timp de 4 ani de zile de tratament balnear gratuit, medicamente gratuite, foarte multe beneficii, care după mine nu e cazul sărmanii foștii președinți, nu duc chiar atât de rău. Nu duc chiar atât de rău ca un pensionar de rând care sărmanii au 1200, 1500 sau chiar mai puțin de lei. Evident, a fost șef de stat, mandatul a beneficiat pe perioada mandatului. Atât. S-a terminat, revină la normalitate, revină alături de toți cetățenii și trăiește realitățile post-șef. Așa că în proiectul pe care l-am propus figurează că președintele statului să beneficieze doar de timp de un an de zile de aceste beneficii, privilegii și nu mai mult. Deși, sincer să vă spun, s-ar putea și chiar fără acest un an de zile să revenim la normalitate, beneficiez de pe perioada exclusivă a mandatului tău. N-aș putea să trec cu vederea două dosare devenite între timp faimoase. M-am referit la ele pe parcursul acestor 2 ani de zile, nu o singură dată. E vorba de Bahamas și Culecul. Din păcate, aceste dosare așa și nu și-au găsit o finalitate firească, adică o finalitate în care autorii, protagoniștii să fie aduși pe banca acuzațiilor. Și lucrul acesta s-a întâmplat din vari motive. Să știți că în continuare aștept reacțiile ANI-ului și a Procuraturii Generale vis-a-vis de Bahamas. Să vă spun sincer, chiar zilele trecute am discutat cu un procuror cu o experiență de peste 40 de ani de zile în domeniul procuraturii și el îmi spunea că este frapat și uimit cum în cazul dosarului Bahamas chiar procurorul general
nu a găsit suficiente probe. Este incredibil. În cazul Bahamas e doar nedorința de a pune pe rol acest dosar, iar poveștile pe care procurorul general le prezintă că încă suntem în proces de ședințe comisii rogatorii, este doar o găselniță pentru a se eschiva și pentru a proteja cei 29 ortaci socialiști în frunte cu Igor Dodon. Și când am menționat că e o spălare clasică de bani, dar beneficiar a fost Dodon pentru campania prezidențială în 2016. Aceasta ne spune documentul elaborat și prezentat de către o structură a statului, agenția aia de spălare a banilor. N-am inventat-o eu, că l-am văzut recent pe Stoianoglu, care infirmă că n-ar fi fost bani, n-ar fi mers la campania prezidențială a lui Dodon din 2016. Ba din contră, lucrul acesta este confirmat de această structură a statului. Așa că să fim mai atenți. Vis-a-vis de Culioc, aceeași poveste și nu vreau să mă mai repet. Dodon trebuie să ajungă pe banca acuzațiilor neapărat, fiindcă sunt suficiente probe incontestabile pentru aceasta. Dar regretul meu, și trebuie să o spun în opinia mea, că atâta timp cât procuror general va fi Alexandru Dmitrievici Stoianoglu, aceste dosare nu vor fi soluționate pozitiv. Concluziile le trageți și dumneavoastră, stimați cetățeni, și inclusiv noua majoritate parlamentară. Deoarece m-am referit și la procurorul general, am văzut zilele acestea o emisiune, participarea lui la o emisiune în care a făcut referire și la mine, m-a avizat, nu mă deranjează, ba din contră, mă onorează, doar că tentativa lui de a-și justifica insuccesele și lipsa de încredere a majorității cetățenilor noștri în procurorul general și în general în procuratură, nici de cum nu poate fi justificată prin apartenența lui etnică. Să știți că e chiar periculoasă această referire că ar aparține unui grup etnic și din această cauză este tratat, să zic, respectiv și se cere demisia. E o eroare extraordinară care nu o acceptă în niciun caz. Altfel ar putea să se găsească și un fost președinte al Republicii Moldova care poate ar dori să-și justifice și el eșecul zdrobitor din 15 noiembrie 2020 ca o apartenență etnică. N-aș vrea să merg mai departe, dar vreau să spun că procurorul general, domnul Stoianoglu, justifică eșecurile prin alte motive, ba de ordin etnic, ba de ordin politic. Și l-am văzut chiar mai recent în cadrul acelei emisiuni cum își promovează pozițiile lui politice, nu cele de funcționar de stat, care cu sobrietate, corectitudine maximă, trebuie să vorbească din numele acestei instituții fundamentale ale statului, care este Procuratura Generală. Din păcate, Procuratura Generală este una politizată, la maxim atacă deputații și alți oponenți care le arată și le demonstrează lipsa de acțiune pe cazuri foarte concrete. Domnul, ziceam și anterior, domnul Stoianoglu așa și nu s-a mai debarasat de pofta lui, cred evident, de a se considera deputat sau politician. Procuratura și procurorul general are cu totul alte misiune și responsabilități conform legislației în vigoare. De aceea, o nouă lege sau o lege modificată a procuraturii în care să fie evaluați toți
inclusiv procurorul general, că zicea el, cine să mă evalueze, oare cine cunoaște? Domnul Stoianoglu, este suficientă lume și aici, în Republica Moldova, dar Republica Moldova este monitorizată de către Consiliul Europei în domeniul justiției, Comisia de la Veneția, OSCE-ul, ziceam, Consiliul Europei, OSCE-ul, Uniunea Europeană, care a alocat milioane și milioane de euro pentru a avea o justiție. Iată cine ne poate evalua domnului Stoianoglu. De aceea v-aș sugera să plecați așa, cu frustrările și neîmplinirile pe care le aveți dumneavoastră, fără a mai face referire la apartenența dumneavoastră etnică. E o mare eroare și nici de cum o justificare. Aș vrea să stărui foarte succint și asupra doleanței mele vis-a-vis de politica externă a Republicii Moldova. Cred că am dreptul acesta, având o experiență peste 20 de ani în domeniul politicii externe și inclusiv în Parlament m-am axat prioritar anume acestui domeniu. Din păcate, nu s-au reușit multe, deoarece, ziceam, mărțoaga rusească de politică externă echilibrată a prevalat și acum, în sfârșit, având o nouă majoritate pro-europeană, declarată oficial pro-europeană, sper mult că vom avea o politică externă foarte activă, o politică externă consecventă, coerentă, credibilă și previzibilă. Iarăși am revenit la acești termeni care, după mine, definesc o țară europeană prin politica sa externă. Altfel de politici externe la care am făcut referire anterior nu mai au sorți de izbândă în Republica Moldova. Haideți să recunoaștem sincer și să urmăm cazul statelor baltice. Ei ne-au demonstrat verticalitate politică și o politică externă în interesul național al țărilor lor. De asemenea, aș vrea să exprim mulțumiri și recunoștință colegilor și echipei de la Comisia de Politică Externă a Parlamentului, în cadrul care am activat și o perioadă am fost și președinte. Confirm că e o echipă foarte bună, o echipă cu multe competențe și oameni competenți. De aceea doresc viitorilor colegi să valorifice acest potențial și orientarea noastră pro-europeană trebuie să devină una irreversibilă, nu doar în declarații, dar și prin cadrul legislativ și mai ales cel de implementare, cel executiv. Acolo trebuie să fim puternici și să demonstrăm că suntem europeni, nu doar geografic, ci și în gândire, în acțiuni și în abordări. În încheiere, aș vrea să mi exprim sincera speranță că noua majoritate parlamentară, în cazul de față este evident că e vorba de foștii colegi ai blocului acum și ai fracțiunii parlamentare a PAS-ului, își vor onora obligațiunile pe care și ele au asumat în campania electorală și vor oferi Republicii Moldova în sfârșit un viitor pro-românesc și pro-european. Deoarece prea mult s-a vehiculat și s-au, într-un fel, am și compromis aceste valori naționale și europene fără acțiuni concrete. Îmi exprim sincera dorință și speranță că anume se va proceda în consecință și vom reveni la normalitate. Nu pot să trec cu vederea și să nu mulțumesc și să nu fiu bucuros de faptul că în actualul Parlament am avut colegi parlamentari extraordinari, colegi cu care am împărtășit aceleași valori naționale și europene, colegi cu care ne-am fi dorit mult mai multe să reușim.
E vorba și de bunul meu coleg și prieten, domnul Octavian Țicu, e vorba în egală măsură și de domnul Lilian Carp, de distinsa doamnă Maria Ciobanu, precum și de mulți alți colegi din Parlament. Tuturor le doresc în primul rând multă sănătate. Îi îmbrățișez cu mult respect și sper mult să ne vedem în timpul apropiat, indiferent unde ne vom afla, ori dacă vom mai avea vreo funcție sau nu. Aceasta am avut a spune, aceasta vreau să menționez acum în încheiere, confirm că este ultima mea conferință de presă aici la Parlament în calitate de deputat, că vor fi, nu vor mai fi altele, vom mai vedea. Nu mă dezic de ceea ce am făcut în această perioadă. Voi continua cu Culiocarul Dodon, ne întâlnim, aștept foarte mult la Curtea de Apel, deoarece dosarul cu locul se află pe rol la Curtea de Apel, precum și multe alte lucruri bune de care cetățenii noștri au nevoie. Să aveți încredere, acum la sfârșit, chiar să aveți, stimați cetățeni, să aveți încredere în viitorul pro-românesc și pro-european al Republicii Moldova. Vă doresc tuturor multă, multă sănătate și Doamne ajută!